7 oameni au fost răniți după ce 2 telecabine de la Bâlea au rămas fără frâne și s-au ciocnit violent de stații. La fața locului s-a deplasat un elicopter smurt, cu ajutorul căruia victimele au fost transportate la spital. Toate detaliile despre acest incident vin de la colega mea Hilde Tudora. Bună seara, Hilde! Bună seara, Ioana! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Vorbim despre un incident grav care a pus în pericol viețile a 10 de persoane. De ce spun asta? Pentru că numai într-o telecabină se aflau 15 persoane, iar în cealaltă peste 10. Incidentul însă s-a soldat cu 7 victime. Ceva mai devreme, medicii au anunțat că printre victime se numără și un copil de numai 4 ani, care s-a ales cu o fractură la nas. Celelalte victime au suferit răni ceva mai ușoare. Un bărbat a fost rănit la picior, iar o femeie acuză dureri la nivelul coloanei. La fața locului s-au deplasat imediat mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, mai multe echipaje SMURD, mai multe echipaje de salvamontiști. De altfel, așa cum bine ai punctat și tu, s-a deplasat la fața locului și un elicopter SMURD. Victimele au fost de altfel transportate la spital cu elicopterul. Ce s-a întâmplat mai exact? Ei bine, 2 telecabine au rămas fără frâne și s-au ciocnit violent de stații. Acum autoritățile fac cercetări la fața locului. Vorbim despre o telecabină de la Bâlea Lac și despre o telecabină de la Bâlea Cascada. Am reușit să aflăm din primele informații că sistemul de frânare al celor 2 telecabine s-ar fi defectat. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere!